22 de hectare de pământ au fost mistuite de flăcări, iar pompierii timișeni au luptat câteva ore pentru lichidarea incendiului. Pompierii făgețeni, alături de cei din cadrul detașamentului 1 Timișoara și stației Buziaș, în strânsă colaborare cu pădurari de la ocolul silvic privat Stejarul, precum și voluntari ai Comunei Pietroasa, au intervenit pentru stingerea unui incendiu de pășune și lizieră de pădure izbucnit la crivina de sus. Împreună, timp de mai bine de 4 ore, au luptat împotriva flăcărilor. Suprafața incendiată depășește 22 de hectare. Între localitățile Crivina de Sus și Poieni a fost organizat punctul de comandă, iar patru autospeciale de stingere au fost mobilizate pentru a face față situației de urgență. În cursul zilei de 28 februarie, pompierii timișeni au acționat pentru stingerea și lichidarea altor 17 incendii de vegetație uscată produse în tot județul. Reprezentanții ISU Timiș reamintesc că arderea vegetației uscate este strict interzisă. Incendiile de vegetație uscată reprezintă una dintre cele mai mari amenințări pentru mediul înconjurător, dar și pentru comunitate, deoarece pot produce pagube economice semnificative și chiar pierderi de vieți.